Fiecare elev trebuie să aibă cel puțin un aliat de nădejde în clasă, un alt copil sau chiar un profesor alături de care să se simtă mai apropiat decât de ceilalți. Chiar și noi adulții, atunci când avem de făcut față unei experiențe noi sau dificile, simțim nevoia ca cineva să ne stea alături și din când în când să ne zâmbească. Este foarte important ca profesorii, dar și conducerea unităților de învățământ să știe cum să atragă elevii și cum să reușească să-i responsabilizeze și să simtă că trăiesc într-un mediu exact ca la ei acasă. Așadar, Vasile Deaconescu, directorul Școlii Gimnaziale Aurel Teodorescu din Stejar, a hotărât să aplice metode inedite pentru a-i bucura pe cei mici, dar și pentru a-i angrena în tot felul de activități care îi ajută să înțeleagă ce este de fapt o competiție. Acesta, împreună cu Primăria Stejar, va oferi gratuit o excursie la fiecare final de semestru pentru clasa cea mai curată. Atât profesorii cât și directorul unității de învățământ vor merge în fiecare zi la fiecare clasă și vor puncta ce clasă este cea mai ordonată. La finalul semestrului se vor aduna punctele și se va anunța clasa câștigătoare. Sunt două proiecte, unul legat de curățenie și celălalt de violență. Aceste proiecte, eu în fiecare zi trec prin fiecare clasă și verific curățenia și se notează în fiecare zi fiecare clasă, iar la sfârșit, adică la sfârșitul semestrului, clasa câștigătoare va participa la o excursie oferită de mine gratuit din sponsorizări împreună cu Primăria Stejar. Același lucru se va întâmpla și cu celălalt proiect pe violență. Toți elevii care au probleme deosebite în clasa respectivă, am spus, ei trebuie să fie unul pentru toți, toți pentru unul, unul pentru toți, pentru că trebuie și acești elevi care au probleme să fie trași de mânecă, pentru că clasa respectivă va avea probleme și nu va câștiga această competiție și la final această excursie gratuită. Și la acest proiect va fi organizată o excursie la fel gratuită și va fi oferită clasei câștigătoare. Vasile Deaconescu a mai spus că de când a anunțat că drept premiu se va oferi o excursie gratuită, copiii au devenit mult mai responsabili și fiecare clasă arată din ce în ce mai bine. Sunt angrenați și la fiecare clasă există, știți, pădure fără uscături nu există. Sunt și acei copii care au unele probleme și ceilalți încearcă să-i aducă pe drumul cel bun pentru că sunt conștienți că vor pierde toți. Elevii de la școala gimnazială din Stejar vor avea parte de multe activități care să-i țină activ și care să-i responsabilizeze. Conducerea unității de învățământ a mai anunțat că în curând va apărea și primul număr al revistei școlii care va cuprinde articole create de copii.